Primul weekend în FC24 când ating rank 4. Primul weekend în care sar în barca cu 71 dept. Să fie asta motivul pentru acest rezultat frumos? Poate. Probabil, ca să fiu sincer. Anyways, doar ce am pierdut meciul de 14-5, așa că dați-mi voie să donez acest ultim meci și revenim cu Player Pix. Fiți băieți și donați meciurile, dați un autogol sau lăsați adversarul să dea un gol dacă aveți meciuri la dispoziție. Nu mai ieșiți la 0, 0 că nu e frumos. Nu se știe niciodată când se întoarce roata și vă face un astfel de meci ziua mai bună că sunteți acolo la prag de a trece dintr-o parte în alta. Rank 4. Apropo de rank. Finals. Rank 4. 3 player picks, 1 din 4, 84 plus, 3 jucători 85 plus, un jumbo rare players pack, un ultimate pack și cred că 50.000 de, de coins pe lângă 1500 XP, care să fiu sincer, sunt utili acum. Why not? Pe final de sezon, let's go! Hai să dacă vine ceva din... Din noua promoție voiam să spun, dar nu. O să-l iau pe trend chiar dacă pică foarte, foarte des. Dăm de aici ceva din promoție. Bro, ceva din promoție, nu ceva de 84. Ah, este 84 plus, tot timpul uită plusul, o, asta zic. Asta zic. 86 Caramo și un 86 uh, Gündogan pus plus un 87 Magul vom merge pe Caramo pentru că are posibilitatea să crească chiar dacă în timp. Hai să vedem cum este. 4 stele cu 4 stele. Este înalt. Ok. Poate să joace left mid și striker, super bun pace, bun shooting cu potențial, încă o dată să arate și mai bine, passing, me dar pentru un striker nu ar trebui să fie probleme, pe dribbling se putea mai bine, avem power header și îmi place, finesse, nu avem niciun playstyle plus, dar uh, we move, technical și rapid, dar voi știți ce că nu arată atât de rău ăsta? Deci la un uh, 3 puncte ar avea un informing ca și upgrade, pentru 6 puncte încă un inform, dar un alternate position care nu-mi dau seama exact care va fi, dar whatever. Încă un inform la 10 puncte, niciun playstyle plus, nu? Anyways, W, cât valorează asta? Probabil nimic, dar băi ok, măcar este colorat. Și iată mă, 3 zile mai târziu. Schimbându-mă din nou în acest pullover, doar ca să continui acest clip, 3 zile mai târziu, hai să vă spun câteva chestii despre tactic. Și anume, ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat pentru cele 14 wins? Aș spune că am reușit pentru prima oară după mult timp să mă adaptez jocului și sau inclusiv poate ceva noroc. Dar ce vă pot spune este că echipa arată mult mai bine. Și asta este echipa. Așa arată în momentul ăsta. Nu vreau să țin foarte mult pe ea pentru că echipa este într-o continuă schimbare, așa cum știți și așa cum este de fiecare dată. Dar, ce s-a schimbat sunt uh, câteva componente importante. Mai mult pe, pe asta vreau să vorbesc, mai mult decât uh, să intrăm în detaliile echipei în sine. Două chestii. 1. Această bașa care este broken AF, vă spun sincer, pentru cine nu a făcut-o rip, pentru cine a făcut-o big big W și gândiți-vă că va avea 90. Este mind blowing. Uitați-vă la stațiurile lui Bașa. În acest moment în care înregistrez acest script, 45 de meciuri, 11 goluri, 26 de asisturi, deci are 37 de contribuții în 45 de meciuri, în măsura în care au, au fost probabil cel puțin 15 meciuri în care am folosit-o în mijlocul terenului, într-un 4-3-2-1. Pentru că acolo a fost primul loc unde am încercat să o uh, folosesc, și apoi vine și joacă în bandă, acum în 4-2-2-2. Și acum venim la a doua schimbare. A doua schimbare care vine din ceea ce spuneam eu că uh, constituie adaptarea mea la joc. Și anume 71 dept. Și eu știu și voi știți cu toții de probabil o lună și jumătate că 71 dept este broken, dar cumva din vari motive nu am sărit în barca asta până în acest weekend league. Am sărit în barca asta, am făcut modificarea, am băgat-o pe bașa cu pasa aia super, super dubioasă, și atunci s-a întâmplat nenorocirea. Băi, broken, broken. Nu sunt de acord cu asta, nu îmi place în mod special, dar înțeleg ideea și feelingul de a câștiga. Plăcerea aia de a câștiga. Așa că, bro, nu sunt neapărat de acord cu toate căcaturile astea meta și broken, broken, nu meta, dar din când în când, pe unele din ele, e fain să le abordezi. Acum, ce să zic? Eu sper să mai țină puțin, pentru că nu, nu pentru că vreau neapărat 14, ci pentru că jocul s-a simțit destul de bine. Și, well, anyways, sezonul este gata. Voiam să vă trec o secundă și să vorbim despre el. În obiective am reușit să termin sezonul destul de târziu pentru că eu am început față de majoritatea dintre voi foarte târziu. Am am lipsit o săptămână, 8-9 zile chiar din joc la începutul sezonului și așa că am prins destul de greu, v-am prins din urmă destul de greu, dar cu toate astea încă am o grămadă de puncte XP pe care le-am pierdut pentru că level 2 a fost gata. Am luat de aici 86 ori 3 și sper că și voi ați luat la fel, sper că v-a ceva frumos. De aici am luat Carsdorp pentru că am zis că este cel pe care aș putea să-l folosesc cel mai mult dintre toți cei pe care i-am eu aici în momentul ăsta la dispoziție și o grămadă de alte pachete. Ce părere aveți însă despre sezonul ăsta scurt, 20 de zile care a fost până în momentul ăsta? Probabil în momentul în care voi vedeți acest clip, deja sezonul 2, act 2 este deja în acțiune și veți ști deja cât de scurt este. Tot ce îmi doresc este să nu mai avem un sezon atât de scurt. Doar că, văzând cum este notat ăsta, sezonul 2, act 1, triangle, sezonul 2, act 2, bla bla, am tendința să cred și senzația că ei sport va folosi din nou un sezon de genul ăsta scurt. Un avantaj la sezonul ăsta scurt este faptul că pentru grinderii serioși, gen Nepenthes, gen cato, gen o grămadă de oameni care joacă literalmente fiecare obiectiv și caută fiecare XP în fiecare zi posibilă de la Dumnezeu. Pentru ei, sezonul lung este boring din punct de vedere a levelurilor, pentru că ajungi foarte repede la level 30, 40 sau cât o fie la final și de acolo încolo tot XP-ul este complet de degeaba. Când sezonul este mai scurt, ai mult mai puțin timp la dispoziție să te plictisești pentru că se ai terminat sezonul. Make sense? Asta sună bine. Dar problema mea este dată de acest progres aici în Rivals. Pentru că care este situația? La sfârșitul sezonului 1 am fost retrogadați, ca de fiecare dată la orice sezon, am fost retrogadați două nivele, două divizii. M-am dus atunci din 3 în 5, ok, fair enough, m-am dus în 5. Problema este Acum am avut la dispoziție doar 3 săptămâni să progresez cât de mult pot. Eu care joc Rivals doar pentru cele 7 victorii și nimic mai mult, pentru că nu merită mai opinia, a fost mult prea puțin timp să ajung înapoi sus sau chiar să mă duc și mai sus, unde cred că mi-ar fi locul, undeva divizia întâi, poate a 2, nu știu. Da? Și acum vine problema. Mâine sau astăzi, în momentul în care tu urmărești acest clip, voi fi divizia 5 again. Da? Dacă următorul sezon este de 2-3 săptămâni, iarăși îmi va fi foarte dificil să ajung și o să mă dea înapoi. Ca să nu mai zic că dacă ratezi una, două, trei săptămâni, pentru că nu știu, nu ești acasă, n-ai chef de joc, ai nu, te trezești după încă un sezon că ești încă două divizii uh, divizi în spate. Deci erai în a treia și deodată ești în a șaptea. Și asta este puțin ciudat. Ok, Rivals nu este atât de important, dar Chestia asta, sincer, mie nu-mi place absolut deloc. Și probabil se va întâmpla să renunți la Rivals mai repede decât s-a întâmplat anul trecut, când am renunțat la Rivals în februarie, poate martie. Anul acesta s-ar putea să fac asta mai repede, pentru că nu merită. Mai bine joci put-champs și obiectivele pe care le ai la dispoziție. Cum ziceam, obiective, majoritatea sunt gata, am făcut grind la grupa mare, tot ce a fost pe aici, mai puțin ce este nou uh, introdus la sfârșitul sezonului uh, acestui, acestui act și anume Champions Bonus și pe partea asta la FC Pro, Champions Pro, unde avem o grămadă de chestii faine. Și întrebarea este, cum vi se pare astea? Pentru că după părerea mea, sunt cât se poate de interesante, vin cumva la întâmpinarea noastră în simplu fapt că ne-am plâns pe toate părțile. Eu, poate nu tu, dar toți content creatorii mari, toți au plâns că Foochamps nu este interesant, că nu știu, ceea ce facem aici, gameplay-ul, nu te atrage să continui. Și avem câteva chestii interesante. Pentru sezonul următor, Champions Pro, care începe evident de sezonul ăsta, avem o grămadă de echipamente care personal mi se par cât se poate de interesante. Mi se pare un flex interesant să poți să joci cu acest Champs Pro 9 știind că ai reușit să faci 56 de victorii în cele patru weekend league-uri puse la dispoziție Chiar dacă, ca să fiu sincer, arată cel puțin teribil Asta ca o pijama oribilă Primele arată mai bine Poate tu însă nu ești interesat de chestia asta Poate echipamentele nu sunt cele care te atrag Poate joci mereu cu echipamentul lui Liverpool sau al României Tot jocul Ceea ce este boring încă o dată Bun Dar avem ceva interesant aici Ultimate Team Champions Un o posibilitate, un slot, cum spunei, să faci un upgrade, să evoluezi un jucător roșu. Așa cum am avut pentru romanticii vremurilor de anul trecut plus din sezonul sau din seria FIFA. Acum suntem în FC24 și pentru grup ai încă un Evo. Ca să ajungi la toată nebunia asta trebuie să nu ratezi în primul rând niciun weekend și să faci 14 victorii minim în fiecare weekend league. Ceea ce foarte probabil 90% dintre noi, dintre voi, nu sunt, nu sunt la îndemână. Ca să fiu sincer, pentru mine nu este la îndemână. Faptul că am făcut 14 wins săptămâna asta nu înseamnă că voi putea face următoarele 4 săptămâni la rând 14 wins sau că voi vrea să fac 14 săptămâni la wins. Da, 14 wins la rând în 4 săptămâni, dar poate aici un 11 ori 4, poate până aici voi face să iau aceste echipamente. Nu știu cât de Cool sau interesante sunt, dar cu siguranță voi puteți să vă concentrați măcar pentru cele 16, deci 4 victorii pe săptămână dacă vreți pentru un uh, Red Player Evo, nu pic. Da? Pe lângă astea, în uh, live avem Champions Bonus și la, la fiecare victorie din Finals, by the way, deci vorbim doar și doar de Finals, avem pachete în plus, și anume uh, Jumbo Premium Gold Pack pentru 5 un 83 3 pentru 10, rare gold pack, 81 11 pentru 20 și așa mai departe. Aici e mai ușor, e mai doable, trebuie să faci doar 10 victorii per, sau mă rog, 40 în total din cele 80 pe care le ai la dispoziție într-o lună de food champs. Încă o modificare, dacă tot vorbeam despre food champions, pe, nu știu dacă ați reușit să observați, dar începând de weekendul ăsta, de la level 5 în sus, deci de la 11 victorii, 14 victorii și așa mai departe, avem ceva în plus, avem un upgrade aici pe partea de uh, pachete, un campaign mix pack pentru fiecare uh, level. Unul aici, unul aici și cred că de la level 3 sau 2 avem, uh, veți avea câte două campaign mix pack cu uh, 3 aici la level 1. Ce presupune asta? Presupune că... În plus față de ce primeai deja, mă uit aici la rank 5 care este la 11 wins, ceea ce fac eu cel mai des, ai în continuare 4 jucători 84+, plus, ai 85x2, ai Rare Players Pack, Ultimate Pack, cele 30.000 de coin și un Campaign Mix Pack care include un jucător garantat din promoțiile anterioare. Cred că nu este în calcul și promoția actuală, doar promoțiile anterioare. Și sper că asta rămâne aici și va fi refreșuită de fiecare dată. E ceva în plus și e ceva cool, cool, cool de tot. Te face să tragi între 9 și 11 pentru că acolo este diferența. Până acum aș fi spus că 9 este țiplă. Aici poate fi norocul. De deci cel mai multe ori nu va fi, dar poate fi. Și hai să vă arăt ce am păstrat. Este pentru prima oară sezonul ăsta când nu deschid pachete, este pentru prima oară și de obicei nu fac chestia asta pentru că mi se pare super boring, este foarte greu să te abții să nu le deschizi de aici mai mult de o zi, dar pentru că promoția actuală, cea care este astăzi în momentul în care înregistrez acest clip, uh, pro Live, cred că se numește, este ce obțin teribilă pentru mine, nu mă atrage absolut nimic de acolo, este boring AF, am decis să țin toate pachetele bune pentru noua promoție și vedem imediat despre ce este vorba noua promoție și la ce să ne așteptăm, dar dați-mi voie să vă arăt ce pachete am reușit să strâng până acum și, bineînțeles, dacă sunteți curioși, dați subscribe, dați un like la acest clip și fiți pe fază pentru că următorul clip va fi fix despre asta. Deschidem toate pachetele pe care le veți vedea aici în speranța că va, va pica ceva bun, bun de tot care să îmbunătățească echipa pe care doar ce ați văzut-o. Avem Prime Gold Players Pack 1, 2, 3. Avem Small Rare Gold Pack 1, 2. Rare Players Pack odată, Jumbo Rare Players Pack, mai sunt și la final. 85 ori 3, 85 or 2, 82 ori 2, 84 ori 2, 84 ori 2, încă 1, 81 ori 11 ori 2, 80 ori 10, 83 ori 3 și așa mai departe. 84, 83, 86 ori 3 care este de la level 20 de care vorbeam mai înainte. De unde multora va pica ceva bombă, bombă, bombă. După ce, adică ținând cont de ce am văzut acolo pe Discord, Jumbo Rare Players Pack, tradable de data asta, Mega Pack vreo 3-4, Ultimate Pack și plus ce se va mai strânge între timp. o grămadă de pachete și vechere. Deci chiar dacă nu vorbim de ceva top, top, top din noua promoție, cu siguranță vorbim de o grămadă de fodăși care poate, poate se vor duce spre Mbappé Player of the Month. De care vorbim tot așa, cel mai probabil, în următorul clip. Black Friday vine. Asta este cu siguranță o certitudine. În afară de noul sezon care vine începând cu data de joi. Tot joi după amiază avem începutul lui Black Friday, care vine cu o grămadă de chestii. Dacă sunteți la primul an, primul sezon de Black Friday, trebuie să știți că asta cumva începe câteva zile înainte, după cum puteți observa, o grămadă de jucători care, al căror valoare s-a dus în cap de tot, de tot, dacă ați urmărit jucătorii, este nebunie totală. Dacă ați ținut jucătorii, uf, banii voștri s-au dus naiba. O grămadă de gold cards sunt la nivel de fodder price și asta pentru că vine Black Friday. De Black Friday ne așteptăm la o grămadă de chestii interesante. Thunderstruck Promo Players, asta este promoția care va veni începând cu data de vineri, la ora 8 ca de obicei. Va fi Ronaldinho și o grămadă de alți jucători, ne uităm și acolo imediat. Best of Team of the Week vor fi în packs, deci dacă aveți voi câte, eu știu, un Griezmann în form sau mai știu eu ce Bellingham în form, atunci toți jucătorii aia se vor duce în cap foarte probabil, dacă nu deja au făcut-o sau mai mult decât au făcut-o, pentru că din nou cei mai buni uh, jucători din Team of the Week, cei mai buni inform vor fi din nou adăugati în packs. Vor fi uh, SBC-uri la fiecare oră, cel puțin la începutul uh, promoției. Vor, va fi, bineînțeles, Mbappé, Player of the Month, uh, nu, e, nu este anunțat momentul în care vorbesc aici, este decât anunțat, mai bine zis. Flashback sbc așteptăm două. Uh, upgrade sbc ca de fiecare dată. New Evolutions, de care eu sunt super, super încântat. Hero 88 Maxim, 89 Maxim și uh, Icon Packs de asemenea. Cât despre promoție, promoția uh, va fi un, încă o dată, dacă vreți, una upgradabilă. Uh, seamănă cu What If, dacă nu înșel, de anul trecut, în care, în funcție de echipa pe care o reprezintă fiecare jucător sau la care joacă fiecare jucător, v, uh, jucătorii uh, vor primi upgrade. De exemplu, e, cum este acest Harry, care este confirmat by the way ca și jucător în actuala promoție. Dacă este atașat Barcelonei, dacă Barcelona câștigă un meci din următoarele 5, atunci va avea un playstyle în plus. Dacă câștigă 3 din următoarele 5 meciuri din campionat, bineînțeles, atunci va primi plus 1 inform upgrade. Asta în ceea ce privește icon dar vor fi, bineînțeles, și jucători care nu vor fi parte din Icons, nu vor fi Icons, vor fi jucători actuali, care vor primi, probabil, Rămâne de văzut, dar mă aștept să avem poate upgrade dacă obțin clean sheet pe partea de apărare și dacă înscriu anumit, un anumit număr de goluri dacă sunt jucători de atac. Dar rămâne să vedem, ideea este că multe se pot întâmpla, ideea este că lucruri faine și promoția în sine trebuie să fie mult, mult peste ce avem acum cu acest ProLife. Deja confirmați în secunda în care fac acest clip, avem așa, Kevin Dalglish, care are ca și uh, bază performanțele de la Liverpool. Pușcaș, uh, bazat pe Real Madrid Performances, Kaka, atașat lui AC Milan, aici sincer nu este nicio surpriză, deși la Real Madrid a fost destul de bine, deci o grămadă de nume faine, Cantona la Manchester United și aparent chiar și un Cruyff la Ajax. Asta bineînțeles pe lângă Henryu care a fost uh, și va fi atașat de FC Barcelona. Rashford, Bellingham, Mendy, băieții ăștia sunt în toate echipele. Te-ai întrebat vreodată oare care sunt cele mai folosite carduri în FC24 și câte meciuri are fiecare? Am făcut un clip în care vorbesc fix despre asta aici. Go watch! Pentru că până data viitoare băieți, vă